slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purgea și-n vecii vecilor. Că Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel, drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se despăteze întru veselie. Înțelepciune! Din epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu, căci zice, la vreme potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, ne dă nicio minteală într-o nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată, ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoie, întâmplări în bătăi, în temnițe, în turburări, în osteneri, în prevegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt.
Sfântă Nepățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu. Din armele dreptății, cele de-a dreapta și cele de-a stânga, prin slavă și necinste, prin defăimare și laudă. Ca niște amăgitori, deci iubitori de adevăr, ca niște necunoscuți, deci binecunoscuți, ca fiind pe pragul morții, deși iată că trăim. Ca niște pedepsiți, dar nu nimiciți, ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne, ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățim. Ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc. Pace ție, cititorule! Sfânta Evanghelie pace tuturor. În Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Pe cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până că nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu.